Salut, Bogdan. Scor clar. Cum a fost partidul? Salut. Scor clar. Meciul oricum n-a fost ușor în sine, pentru că am avut de luptă, dar consider că tactica noastră și ceea ce am discutat înainte de meci și cum ne-am pregătit noi meciul a făcut diferența astă seară pentru cele 3 puncte. Lucrurile s-au conturat mai mult după ce au scos portarul lor din poartă. A contat mult? A fost o eroare din partea lor? Nu știu dacă a fost o eroare din partea lor, însă când au scos portarul deja era 4-1, adică erau 3 goluri diferență, nu mai aveau nimic de pierdut și au riscat practic totul ca să intre în meci. Și au reușit, dând 2 goluri într-un minut, s-a făcut 4-3, însă după aceea noi am știut să speculăm greșelile lor și am marcat de încă 3 ori. Tu nu prea ai jucat în prima repriză, ai intrat mai mult pe final, ești arma secretă a echipei? De obicei da, pentru că e nevoie de cineva pe margine care să coordoneze băieții astfel încât să stăm foarte bine, compact și ceea ce stabilim înainte de meci să punem în practică. Consider că am reușit, având în vedere și scorul și maniera de care am câștigat și sunt foarte mulțumit de atitudinea lor din această seară, spre deosebire de primele etape unde chiar am pierdut puncte extrem de ușor și neașteptat poate. Erați la 3 puncte în spatele lor, acum sunteți la egalitate. Care e obiectivul vostru până la final? În fiecare an obiectivul nostru este play-off-ul, gen promovarea către Superliga. Am ratat-o deja de 2 ori în ultimele 3 sezoane la baraj. Anul acesta, având în vedere că am început extrem de prost, vom avea mult mai mult de muncă pentru a ajunge din nou în top, însă meciul de astăzi ne va da încredere cu siguranță pe viitor și dacă vom juca așa, vom fi o nucă tare pentru absolut toate echipele din această serie. Voi sunteți o echipă de tradiție, deja cu multe sezoane la Victory Cup. Tu ești din a treia ediție, cum ai spus. Un minus și un plus al competiției. Plusul este numărul de echipe și amvergura în online, în mass media pe care a luat-o competiția. Minusul, aș putea să zic arbitrajul, însă pot să zic că s-a îmbunătățit în ultima vreme, măcar din punct de vedere al atitudinii, pentru că eroarea este omenească, se poate întâmpla oricui, însă mulți arbitri aveau probleme cu atitudinea și felul în care abordau anumite faze sau să îți explice ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Dar suntem mulțumiți per total. Mersi mult!